am întâmpinat anumite dificultăți legate de proprietate, pentru că pe planul, pe amplasamentul unde trebuiau să se desfășoare lucrările, am identificat un conflict pozitiv de proprietate, ceea ce înseamnă că, pe de o parte, municipiul Călăraș și-a asumat o proprietate care în același timp era înregistrată și în proprietatea statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului. Am demarat o serie de activități menite a extrage această proprietate, a rezolva conflictul de proprietate, a primi o administrare din partea Ministerului, a desființa acea bază de canotaj și a construi alta. Pentru că demersurile au fost foarte grele. Nu am reușit să finalizăm până acum. Intrăm într-un risc major de pierderea finanțării, pentru că nu putem finaliza construcția proiectului până la sfârșitul anului 2023. Am renunțat această idee și am adoptat noi soluții, ceea ce înseamnă că ocolim baza de canotaj. Aici, în imagini, vedeți o premieră, ceea ce o să fie pentru România, un hidrobus, un river bus, așa cum este numit în țările mai dezvoltate și care îl folosesc cu succes, o mare atracție turistică, care va realiza un circuit cu stații turistice atât în Călăraș cât și în Silistra și va face trecerea între cele două municipii. Va fi încă o dată o premieră a România. El este un autobuz fluvial. Pentru crearea infrastructurii, panta aceasta, rampa de acces, pentru asigurarea digului de acces de la drumul național, care este și dig de apărare împotriva inundațiilor, până la această promenadă, trebuie să facem o serie de lucrări. Acestea sunt lucrările care au ridicat prețul infrastructurii. Deci nu este vorba de aceeași infrastructură. Un preț este pentru apărare de mal, care presupune o lăsare în rampă și un talus, și alt preț este pentru un dig sau o rampă de acces. Sunt lucrări care au fost explicate în documentație și în referatul de specialitate. Pentru acestea v-am propus aprobarea. Pentru că domnul consilier a ridicat și problema aceea a studiului, că n-a fost trecut cu preț. Studiul de fezabilitate, când a fost elaborat, a avut un preț, a fost plătit prețul. Astăzi, pentru că am avut această condiționalitate, celui care a câștigat licitația pentru executarea PT-ului i-a solicitat să ne facă înainte de asta o actualizare a SF-ului, pentru că nu mai era actual cel vechi. Nu puteam să construim pe acea soluție, că nu aveam proprietate.